viitor, pe filmul acesta. Eu sunt Teo Ungureanu. Țin să vă spun un singur lucru. Muzeul întotdeauna va saluta și va sprijini astfel de evenimente în cauza acum că ne apropiem de o perioadă calendaristică mai specială, nașterea Domnului, și un plus că artiștii acestor opere, să le numim, sunt niște copii foarte talentați de la noi din oraș. Încă o dată vă mulțumim și predau cuvântul doamnei Cati Mitran, care i-a îndrumat și s-a ocupat îndeaproape de această expoziție. Mulțumesc! O parte dintre copii, marea majoritate, mă cunosc. Am activat la Clubul Copiilor și după încheierea activității de la Clubul Copiilor, având destul potențial, îmi pare bine că mi s-a oferit această ocazie de a conduce cercul de pictură care se numește Vera Icon, de pe lângă parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. În cadrul cercului avem 6 grupe de copii cu o categorie de vârstă variată, de la clasa 0 și până la clasa 11. Copiii lucrează cu sufletul, cu inima, fiind îndrumați mai ales spre realizarea de icoane. Icoane pictate pe sticlă, în primul rând, noi suntem tineri ca cerc, avem numai o lună și jumătate și vă închipuiți ceea ce s-a realizat aici, e realizat de mânuțele lor, într-o lună, o lună să spunem. Ne bucurăm că și am dat zor ca să dedicăm această expoziție mari sărbători, mare praznic al nașterii Domnului. Nu știu ce să mai spun. Deci totul datoresc copiilor, în primul rând, și în al doilea rând faptului că mi s-a întins o mână și a fost pentru mine un ajutor extraordinar. Mulțumesc din suflet și în continuare sper ca să facem lucruri frumoase și la sfârșit de câte un ciclu. Spre exemplu, vor veni sărbătorile de Paști, atunci când iar vom face o expoziție sau cu alte prilejuri, nu numai de icoane, ci și de lucrări pictate care să reprezinte natura și ceea ce ne înconjoară, frumosul din natură. Doresc copiilor ca să lucreze cu drag în continuare și numai bine, sănătate și un an nou cu bucurie.